că a murit în păcat, noi spunem repede, bine că a murit fără dureri. S-ar putea să fie fără dureri, dar cu alte probleme mult mai profunde în toată realitate. Mai putea muri în păcat. Atunci, întotdeauna, este o carte extraordinar interesantă în care este sub această problematică, igiena pregătirii pentru ziua de dincolo, este o carte scrisă totuși de niște oameni, inclusiv oameni de premiul Nobel. Este poate cea mai interesantă carte sau cea mai, să zicem, documentată și în același timp cu cuvinte potrivite carte care am văzut vreodată. Este puțin discutat. Deci, tot ce facem aici trebuie legată cu cele două capete. Cum, unde și cum ne-am născut și unde ne vom încheia, pentru ca drumul pe aici să fie un drum cu bucurie. Sper că de timp s-a mai scos misterul un pic și atmosfera de vrajă care ne-a făcut oradul și să trecem puțin mai la concret, să punem întrebări. Aș adăuga eu că ce ne preocupă acum este de a putea obține grup abordarea unui nou tip de mesaj. Mesajul comunicării marilor schimbări trebuie să fie pe măsura lumii care intrăm. Și această comunicare trebuie să aibă să fie într-un spațiu plurisenzorial, cum vă spuneam, unde 95% din imagine, cei care vin din zona transferului de imagine și de mișcare, are o importanță covârșitoare. Schimbarea noastră rapidă a tuturor, în condițiile în care lumea, realitatea asta dură, nu ne mai așteaptă, ne obligă să construim un mesaj care trebuie să ajungă direct la generația care intră în piață, la noi adulții și la cei care le influențăm, le distorsionăm destul de bine intrarea în piață, pentru că așa putem face saltul. Dacă ne repoziționăm față de alte civilizații, alte națiuni, mai repede, conștient, toți o vrem, avem un grad de nemulțumire zdravă și ce simt eu? Că în fiecare zi cunosc din ce în ce mai mulți oameni care nu mai au fix aștept. Acest gen de mesaj este posibil și ieri vorbeam cu Stelian Tănase, încercăm să aducem în această platformă de dezvoltare durabilă și radioul care a zis da și televiziunea a zis da și Biblioteca Națională, instituții, grupuri de oameni și oameni indivizi, persoane care sunt dispuse să contribuie la partajarea de resurse pentru a transmite un mesaj tuturor ca să ne schimbăm și verticala și orizontala în același timp. Nu e greu, nu e ușor, dar am fi criminal dacă nu încercăm. Și dacă tot ai pus problema și reveni cu o observație care m-a spus absolut fascinantă și extrem de utilă într-o schimbare de paradigmă vis-a-vis de modul în care acționăm pentru a corecta ceva. Când nu cunoști, de multe ori, a face bine e de fapt a face rău. Deci, cu alte cuvinte, dacă este o dereglare, cel puțin așa mă înțeleg și eu să văd dacă îmi confirm, în timp în care noi, datorită posturilor dificile și, în general, în perioada de creștere, avem anumite deformări ale coloanei vertebrale și ale echilibrului, mergem de obicei la o gimnastică, care de cele mai multe ori încearcă să corecteze prin acționarea asupra unor grupe de mușchi și nu prin inteligența nativă a organismului. Dacă noi reușim să aducem în mișcare și să, în atenția sistemului central, echilibru dintre elemente, dintre care, de exemplu, masticația se poate aduce în ideea de echilibrare prin anumite plombe care se fac special pentru a recalca, știi, natura în sine și reglarea se face intern, din informațional, nu din întărirea unei mușchi care să compenseze o deformare. Asta mi se pare o parabolă generală. Noi am încercat să facem tot fel de cârje ca să ne corectăm în loc să înțelegem natura noastră profundă și, pe departe, înțeleasă, sistemul se autoreglează. Nu venim cu o forță exterioară de constrângere, ci declanșăm procese naturale prin saltul de conștiință. Nu știu dacă am surprins. Ai intrat bine în subiect. Noi tratăm efecte, nu tratăm cauze. Tratăm durerea de aici, am contractură la trapez și încerc să relaxez trapezul. Dar cauza nici nu trece prin cap. Poate, dacă văd mai mulți un pachet de informații ca acestea, devin mai curios să afle de unde vine durerea, de unde vine contractura. O să vedeți simplu, dacă vă observați pantoful și îl roadeți mai mult pe dreptul,
aveți o problemă sus. Nu în cap, de sus. Ați văzut lanțurile dinamice, cinematice, care modifică deschiderea gurii, ați văzut? Are un lanț cinematic care face legătura între deschiderea gurii și relația socială. Cred că ajungerea la cauză este atributul unui om inteligent care se prețuiește pe sine. Sunteți bucuroși și să fiți fericiți. Și atunci, dacă tot s-a făcut problema așa, devine și mai interesant, pentru că asta mi-a făcut o altă problemă extrem de deosebită și mult mai generală, vis-a-vis de faptul că nu cunoaștem niște cauze, dar facem niște legături cauzale, pentru că suntem ființe care au fost formate să gândim cauzal. Există o carte foarte interesantă care m-a format la un moment dat, Eseu de biologie informațională a lui Sacleanu, care introduce ce se numește legătură informațională, nu legătură cauzală. Deci noi suntem, dacă s-a întâmplat ceva, căutăm imediat o cauză. Sigur, nimic nu-i întâmplător. Dintr-o dată găsim niște cauze care pot fi, de, în orice caz, artefacte multiple. Și una din cauzele care pe mine mă preocupă, pentru că lucrez la Academia Română, la un institut de cercetare în domeniul astrobiogeofizică, dacă vreți, Gaia, planetă vie, sistemele de reglare a geostaziei planetare, este, de exemplu, influența asupra sistemului circulator sau celui cardiovascular general și a eventualelor accidente a dinamicii solare. Furtunile magnetice solare par să existe ca un fel de cauză care, într-un fel, se autodeclanșează cu prioritate anumite tipuri de boli cardiovasculare. Noi avem la Cluj, domnul Morariu, care a fost evocat chiar în discuția la Cluj, este un fizician extrem de deosebit la Centrul de Cercetare de acolo, s-a ocupat o grămadă legat de ideea interacțiunea câmpului electromagnetic cu biostructura. Era și Makovski pe acolo în istorie, deci e zona de la Cluj, are o istorie interesantă. Și el putea să facă un lucru foarte interesant într-un spațiu, datorită unui aranjament de bobine, să genereze un câmp magnetic nul, să anuleze câmpul magnetic terestru, și după aceea putea eventual registra o furtună magnetică și reproducerea furtunii magnetice ca și când ziua de ieri se poate reproduce cauzal, astfel încât să vedem efectul furtunii solare asupra biologicului. Și se întâmplă nimic. Deci e ca și când, de fapt, nu e legătură cauzală și soarele cu petrele solare și organismul uman, în anumite zone, pot avea o cauză prea profundă și asta începe să fie din ceea ce mai interesantă teoria haosului. Să rezonanță numite un nou tip de rezonanță descoperită cu numită rezonanță haotică. Foarte interesantă și merită puțin discutată. Și deci noi facem niște legături după care vine omul de știință, face o statistică, vede că nicio legătură și taie chiar un lucru important. Dar îl taie pentru că adevărul statistic nu mi-l arată, dar de fapt în spate e o altă cauză mai profundă, care trebuie cumva gestionată și aranjată, apropo de faptul că suntem relaționați pe toate nivelurile respective și ceea ce învățăm de la corpul fizic se poate înțelege și la corpul personal și ce se înțelege aici se poate transmite și în partea generală a materiei, pentru că precum în cer așa și pe pământ, între ghilimele simbolii, precum în patternuri elementare în materie, unele din ele sunt legi fundamentale care sunt valabile și la alt nivel. Ne cunoaștem pe mine, de pe noi intern, începem să cunoaștem și legile naturii și cele două încep să aibă și o formalizare și o metodologie de lucru care ajunge la castravetele nostru, numit complexitate. Adică, în final, știința complexității e foarte utilă. Dacă ați reținut ordinea spirituală sus și biologică jos, să țineți minte că îmbolnăvirea se face de sus în jos și vindecarea de jos în jos. Este foarte important să fim atenți la semnalele slabe. Ne explică Lorin ce-i cu semnalele slabe. Modificări energetice, modificări de somn, discret, trădează modificări care vor deveni somatice, observabile, măsurabile și de ochiul celui obișnuit să vadă doar structură, nu funcție, nu energie, nu spirit. Noi e o problemă acum, apropo de o schimbare mentală extrem de tare. Noi avem acum telefoane, transmisie digitală. Transmisia digitală e foarte interesantă și nu prea e obișnuită în sens cauzal, pentru că nu fac o legătură permanentă între cele două elemente, radio, tehnimel sau internet și telefonul respectiv. Transmit niște pachete, niște burst-uri, cum le numesc, niște impulsuri, între ghilimele, codate, care se trimit la internet, din internet în telefon, stau acolo și acolo este un mecanism de recodare înapoi în timpul nostru. Deci, cu alte cuvinte, scot din timp, din spațiu-timp, scot semnalul, bag numeric, îl transmit rapid ca un pachet,
Și am un alt sistem de translație spațiu-timp care vine după aceea și eu aud. Dar legătura nu mai este ca un câmp electromagnetic între A și B, ca să fiu într-o continuă legătură. Eu, într-un emițător și un receptor de radio, am permanent purtătoarea, chiar dacă nu vorbesc. Deci, automat, sunt cantonat în același spațiu-timp, pe când aici este spațiu-timp, e o metaforă. De aceea, fluxurile energomateriale din realitatea fizică e una, și am tratat o matematică într-un fel, cu ecuațiile alea frumoase, sisteme dinamice, dar noi, gândire înseamnă deja un transfer informațional, care e discontinu, codat într-un număr care e dimensional, nu are nicio legătură cu sunetele, dar codarea aia îmi dă după aceea imagine și culoare și sunet și face orice. Deci, cu alte cuvinte, avem flux energomaterial, dar avem streaming de informații. Deci se codează și mi se pare cu atât, apropo de biologie, câte multe intuiție biologie, cum a fost la Săcleanu, citesc încă o dată, cu numă rezonanță viață, o carte extrem de interesantă și provocatoare, dar a doua problemă, încă o dată, este de biologie informațională. Noi vorbim despre informație și vorbim peste tot despre informație, dar abia acum începem să-i facem cumva, să zicem, o creionare a unui contur semantic care va avea probabil o străpungere la un moment dat în care pune punctul pe I ce înseamnă informație ca dimensiune ontologică, profundă, nu ca dimensiunea cunoașterii noastre. Nu informația cunoașterii e problema, ci informația legată cum stă structura materiei așa. Drăgănescu spunea asta orto-existență, orto-sens. E ceva temporal, spațial, e în afara spațiu-timpului. Nu putem vorbi cu cuvinte precum devenire, frecvențe. Frecvență înseamnă timp, devenirea înseamnă timp, transformarea înseamnă timp, toate înseamnă timp. Păi dacă scoatem timpul și spațiul din vocabularul nostru, ce cuvinte rămân să descrie o lume informațională sau lumea de dincolo care poate nu are timp? Am descoperit cu surprindere anul ăsta, 2015, din toate datele, cresc, cantitatea de informații crește fabulos, din toate datele care se vor genera în 2015, 85% sunt născute de mașini. 85%. Deci, realitatea, meta-realitatea care există pe lângă noi, o vedem, o pipoim, ne deranjează sau ne țeapă, există o altă realitate. Pentru această realitate, pentru big data, pentru mapping, nu vom putea comunica, vin de la o întâlnire unde un coleg, un prieten, și-a schimbat modul de a comunica și de a stoca datele doar în mapping. Nu mai scrie pagina, nu mai scrie nimic. Produse care îți pun ideile și le aranjezi după cum sunt conexiunile logice, numai așa vom putea comunica cantitatea de date imensă care este în capul lui Florin, care se găsește în mințile dumneavoastră. Asta e nou sistem de a comunica. Spre asta încercăm să ne îndreptăm. Copiii deja sunt foarte aproape de zona asta. Ia avem aici un partener al nostru, e Cotizo. Unde e Cotizo? Aici. El e specialist în așa ceva. Să vedeți cum arată sinteza discuțiilor noastre după... E fascinant. Eu am zis că e o opere de artă. O sinteză a unei discuții noastre de brainstorming în centru. Eu l-am rugat și acum chiar m-am ambiționat să facem o expoziție de așa ceva. Pentru că pe un, e ca și când ai face explorări, expoziție nu în fața unui tablou, ci ai unui traseu potențial posibil printr-un spațiu semantic. E fascinant. Iar acest mecanism, această atitudine pe care o ai, va deveni, într-adevăr, o formă de altă grafică, altă sinteză. Și acum la asta nu ce mai aminte de că ne întoarcem cumva în buclă la o gândire egipteană profundă, veche, care avea deja multe alte lucruri, ne întoarcem cumva în rezonanță cu lumea egipteană, care și-a căsuit o scriere iconografică, nu degeaba, nu erau înapoiați. Era o scriere care cumva cupla emoționalul de rațional ca să comunice împreună, că întâlnirea trebuie să fie cumva într-un spațiu dual, emoțional-rațional. Și atunci cumva ai nevoie de o altă, de o hieroglifă, o altă scriere. M-am văzut printr-o prima dată și m-a șocat extrem de tare cum arată scrierea pentru balet. Aia de muzică o știam, dacă am văzut poate notația pentru toți pașii așa de la balet, e fascinant. Ca să vezi un portativ de genul ăsta, muzica de sub baletul. Deci, poate sunt forme de compresie, de sinteză, dacă vreți, dar emoțional a fost surprins acolo. Dar avem deja gândirea chineză, ați văzut la chinezi și sunt niște accente în modulație pe care cuvântul o are, pentru că aceeași cuvânt, dacă îl intonez după altă linie muzicală, înseamnă altceva. Și această scriere are și o modulație în sine care trezește niște trăiri, apropo de partea mai emoțională, de muzică.
Probabil nu degeaba la biserică se cântă, nu se vorbește, pentru că semnificația semantică, ar putea să o citeze, să o scrie acolo foarte clar. Nu, sunt niște tipuri de armonii. Și am avut aici, o avem aici pe prietena noastră, Adriana, care ne-a dus la cafenea pe tatăl dânsii, care este unul dintre oamenii importanți profesori în, cum se cheamă? Bizantinologie. Și modul în care se compune și se scrie muzica bizantină, care este o muzică care, când vezi cum arată un portativ, cum arată tehnica, cum arată, este o adresare pe altă componentă, care împreună cu cea rațională va forma un om care nu mai este schizofrenic între uman și real. Că toată lumea, am stat acum de vorba, am avut curs la Colegiul de Apărare Națională și mi se spunea de acolo, păi noi am făcut, suntem de la drept, nu ne-am făcut matematica. Și ce a spus, suntem de la automatică, nu ne interesa poezia. Păi suntem jumătăți de oameni. Trebuie să ne punem împreună. Știți ce e interesant? Apropo de recunoaștere și de comunicare, suntem construiți sau depozităm, suntem depozitarii unor informații care se structurează de la forme simple la forme complexe. De la linii, puncte organizate, linii drepte, linii curbe, linii în unghiuri, compoziții de astea și domină, imaginea feței mamei se depune într-o celulă. O linie dreaptă, într-o sută de celule, o linie curbă, crește proporția logaritmic. Scrierile, ideogramele aduc în ochiul, retina receptorului, celui care privește, imagini care sunt cunoscute. În scrierea japoneză, chineză-japoneză, peștele este extrem, nu, cuvântul peștele, este extrem de esențializat, simbolic chiar. Dacă de la eveniment, trece de categorie și devine simbol. Deci comunicarea arhaică s-a făcut plecând de la simboluri vizuale. Se schimbă complet înțelegerea rațiunilor de a comunica și modurilor de a comunica. O să vedeți că audiția bia orală este una și dacă